vină, adus de fel de fel de zbir, să afle că aduci lumină, să dai întregii omenii. Bun găsit, stimați privitori, la cea de-a 14-a ediție a concertului de colinde Feria Crăciunului, organizat de tot atâția ani de inimosul director al Casei Principale de Cultură din Rădăuți, domnul Ovidiu Foca, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și cu Primăria Municipiului Rădăuți. O bucurie, cum doar o dată pe an pot simți, este sărbătoarea Crăciunului, o sărbătoare a sărbătorilor, ce ne adună pe toți, de la mic la mare, spre această rază de speranță a mântuirii neamului omenesc. Speranță ce dăie peste oameni și timp de peste 2000 de ani, când în ieslea cea săracă din Betleem s-a născut Mântuitorul. Crăciunul are, pe lângă aspectul profund spiritual, darul de a lega într-o singură simțire întreaga planetă, de a trezi în cuget și în simțit iubirea, generozitatea, de a lumina sufletele într-o bucurie și pace lăuntrică. Partenerii media acestui concert sunt Radio Iași, Rădăuți Ziar cu într-o publicație online, Viva FM, Bucovina Production și Monitorul de Suceava. Grupul de copii cei Codrișorului a luat ființă în anul 2000. Ca necesitate culturală și susținerea activităților legate de marile sărbători creștine și naționale. Trebuie să amintim că ansamblul de dansuri populare din Dornești, cunoscut cu numele de Codrișor, care a fost creația instructorilor Elvira și Constantin Pupu, a inspirat numele acestui grup. Pasiunea, disciplina, energia, aspectul și interpretarea tradițională sunt doar câteva dintre elementele cultivate în rândul bobocenilor, iar mesajul lor este întotdeauna creștin și patriotic. În această seară vor interpreta Veniți toți creștinilor, azi prin sate am plecat, noi în seara de Crăciun răsună cerul. Coordonator Elvira Pupu, grupul de copii Bobocenii Codrișorului. Bunul Dumnezeu!
Timișorului din Doarnești. Corala Armonia a Școlii Gimnaziale Bicorălie Bicov de Sus a fost înființată în anul 2012 de către profesorul Botârlău Gheorghe Cristinel, fiind formată din elevi cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Scopul acestei corale este promovarea muzicii corale românești, atât religioase, cât și patriotice și folclorice, în armonizarea unor mari nume ale componisticii muzicale românești. A participat la diverse festivaluri și concerte organizate cu prilejul mari creștine în localitățile Rădăuți, Fundul Moldovei, Bicul de Sus, Dornești și Gurca, prestația lor artistică deosebită, bucurându-se de aprecierea publicului, dar și a jurului. Îi unește dragostea pentru Dumnezeu și pentru colindul străbun, iar în această seară vă oferă dar un mic buchet muzical format din următoarele colinde. Bună seara, garda aleasă, din cer senin și noapte de vis. Dirijor, profesor Botârlău Gheorghe Cristinel. Corul Armonia al Școlii Gimnaziale Vivărie Bicov de Sus.
provenind din Deutsche Liedertafel, a fost înființat în anul 1991 și își desfășoară activitatea în cadrul Casei Germane din Rădăuți. Inițial, corul număra 47 de membri, toți amatori. În cei 31 de ani de existență, corul a căutat să împlinească unul din scopurile cuprinse în statutul Uniunii. Pentru faptul că are în repertoriu peste 150 de cântece în limba germană, atât din Bucovina, cât și din Austria, Germania și Elveția, corul asigură cale a liturghiilor ținute din Biserica Romano-Catolică din Rădăuți în limba germană. În anii ce au trecut, corul a participat ori de câte ori a fost solicitat la manifestările cultural-artistice ale etniilor și a întreprins numeroase turnee în țară și în străinătate. În această seară vor interpreta următoarele colinde. Süßer die Glocken Lieblingen, Stille Nacht, Singen wir mit Fröhlichkeit, O du Fröhliche. Dirijor Eduard Mohr, corul Uniunii Germanilor Bucovineni, Deutsche Liedertafel din Rădăuți.
Oh, then I
noapte, colind cu flori de sărbători, colind cu gândul la tot pământul, colind din seară și până în zori. În noaptea albastră, la o fereastră, cu flori de gheață ce se topesc, magii cu steaua împrântă neaua și vestea bună la toți vestesc. Corul de copii, lumină lină al școlii gimnaziale Ilian Vesper din Horodii de Sus, a fost înființat în anul 2022, sub îndrumarea doamnei profesoare Teodora Rocar-Pitic. În această seară va interpreta următoarele colinde: Sfânta Noapte de Crăciun, Colindul Colindă, Trei Sferturi de Cer și În Întâmpinarea Crăciunului. În aplauzele dumneavoastră, corul de copii, lumină lină al școlii gimnaziale Ilian Vesper.
Oh, my God, the sun.
Thank you.
clasă, corul Timoteos, al colegiului tehnic din Europa. Le mulțumim partenerilor media acestui concert, Radio Iași și redacția aplicației online care transmit live și vreau să vă spun că personal am primit mulțumiri adresate către dumneavoastră pentru transmisia din această seară din întreaga Europa, dar și de peste ocean. Partenerii media, Radio Iași, redacția aplicației online, Viva FM, Bucovina Production și monitorul de Suceava. Așa cum le este și numele, grupul Păstrătorii de Tradiții din Marginea a luat ființă în anul 1993 din dorința de a păstra și de a revigora tradițiile populare autentice. Așa, după cum puteți observa, și îmbrăcămintea pe care o poartă este exact așa cum o purtau străbunilor din Marginea. În această seară vor interpreta următoarele colinde: Deschide ușa creștine, Biflaime, Biflaime, Trei păstori și O, ce veste minunată. Grupului este domnul Aurel Halit, păstrătorii de tradiții din Marginea. Care cu puterea sa,
Sanctus, 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 Sanctus,
imaginea. În anul 2012, adică exact acum 10 ani, lua ființă corul parohiei Sfânta Treime, inițial Corbăruțe. Iar după un an, sub conducerea doamnei profesoare Maria Cătălucean, a devenit cor mix pentru 4 voci. Din anul 2021, corul este condus cu maestrie de către doamna profesoară Liliana Duma, cea care dirijează corul și în această seară. Vor interpreta următoarele colinde, Legănelul lui Iisus, La Vitleem, Un Praz Luminos, Domnuleț și Domnul Cer și Bună Dimineața. În aplauzele dumneavoastră, corul parohiei Sfânta Treime din Arbore.
Bisericii Romano-Catolice Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Rădăuț este grupul de voci care animă de regulă celebrările liturgice din timpul anului. Din acest cor fac parte persoane care în mod voluntar pun în slujba comunității catolice timp, energie și spirit de colaborare. Participarea la corul parohial este și o manifestare a credinței. Cine cântă bine, se roagă de două ori, spunea Sfântul Augustin. În această seară, corul parohiei romano-catolice din Rădăuți va interpreta următoarele colinde. Fragment din oratorul de Crăciun de Johann Sebastian Bach, legănelul lui Iisus de Valentin Teodorean, solist preot Ionut Spinac și nouă azi nearăsărit de Dimitrie Georgescu Chiria. Dirijor preot Eduard Soare, corul Bisericii Romano-Catolice Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Rădăuți.
Thank you.
proiect minunat în această seară și aș dori să vă aplaudați pentru ca să vă audă și cei de departe. Am primit mai devreme mesajul mulțumim că împărtășiți cu noi colindul de acasă. Ce poate fi mai minunat decât să știm că alături de noi în această seară sunt și ai noștri dragi români plecați peste meleagurile țării. Mulțumim cu această ocazie încă o dată partenerilor media, Radio Iași și Rădăuți Ziar, publicații online care ne oferă în această seară transmisiune live, Monitorul de Suceava, Viva FM și Bucovina Production. Corul parohiei Nașterea Maicii Domnului din Calafundești s-a înființat în anul 2011 din dorința de a participa la răspunsurile Sfintei Liturghii, dar și de a fi prezenți la diferite activități cultural-artistice și religioase, atât în comună cât și în împrejurim. În decursul timpului, corul a fost apreciat prin diferite premii și diplome, drept pentru care toți membrii corului și-au păstrat consecvența și dragostea față de biserică, ținând trează conștiința creștină, exprimată prin bucuria de a cânta și de a-i da slavă lui Dumnezeu. În această seară ne vestesc nașterea Domnului Iisus Hristos prin următoarele colinde. Unde steaua luminează, în iesle rece, când bătuți de fân, deschide ușa creștine. Dirijor Ana Maria Apetroaie, corul parohiei Nașterea Maicii Domnului din Calafindești.
Deschide ușa creștine, frumos.
sus, este alcătuit din tineri care cântă la strana celor două parohii, Laura și Clara. În această seară vor interpreta următoarele colinde. Sosita ziua cea sfântă, cel fără de început, și dați drumul la cer pe versul de Ovidiu Vasilescu. Dirijor Daniel Cristean. Grupul vocal psaltic din Laura și Clara, Vicovo de Sus. Domnului Hristos, vestit,
Să aducă
Mari și Laura Bucur-Găsit. Ne leagă de colinde cu fire nevăzute, credința și iubirea în care am crescut. Icoana din pruncie ce vrea să o sărute, nevinovat copilul că Domnul s-a născut. Și nu doar amintirea ne este foarte dragă, ci dorul de acea vreme, când sufletul curat, către pătuțul este nevoia să ne atragă, să fim cât mai aproape de Fiul de Împărat. Corala Sfântul Procopie din Mișăuți va interpreta în această seară următoarele colinde. Mare minune de Gheorghe Cucu, Domnul Bunu, din colecția Ioan Bocșa, armonizare preot Vasile Stanciu, Colindul Clopotelor, Valentin Teodonian și Lerul Ler de Teofil Costei. Dirijor, preot, Lupăștean Bogdan. Corala Sfântul Procopie din Mirișăuți. Thank you.
Asta e noaptea, noaptea de
voi și a arătat activitatea în anul 2012 sub bagheta profesorului din jurul Gheorghina Cușulei și sărbătorește în acest an 10 ani de activitate culturală. În luna decembrie, în anul reluării activității, doamna Gheorghina Cușulei, profesor de un program de colinde pentru colegii profesori. Atunci, doamne dirijor, i-a venit ideea de a nu cânta pe o singură voce, ci pe patru. Astfel, au fost atrași pentru a crea o formațiune corală, preoți și colegi profesori, iar de la primul spectacol, când erau 8 persoane organizate pe 4 voci, treptat li s-au alăturat oameni cu drag de muzică corală și de ceea ce vedeau în spectacole, ajungând ca în prezent să fie membri ai corului un număr de aproximativ 30 de persoane, oameni care sunt profesioniști din domeniile în care profesează, dar cu drag și pasiune pentru muzică. În toată activitatea de 10 ani, corul a reușit să ajungă și în comunitățile istorice românești, la Herța și Cernăuți în Ucraina, la Goteni, Băți și la Episcopia Orheiului în Republica Moldova. Corul a participat la numeroase concerte, festivaluri și concursuri de muzică corală, atât în țară cât și peste hotare, obținând numeroase trofee și premii, menținând astfel în aceste activități corul și dorința oamenilor de a cânta și de a face acest lucru care nu este deloc ușor, muzica corală. În această seară vor interpreta următoarele colinde. După dat din colindă de Alexandru Pașcanu, Cântec de stea la Betleem, Constantin Drăgușin, Ler Ler, Teofil Coste, Slobozne gaz de casă, Colind din Țara Moților, prelucrare de Iosif Fit și Până seara la fereastră muzică, Valentin Budilevski. Corul George Nescu din Dorohoi.
Thank you.
Corala Sfântul Ierarh Leon din Rădăuți a fost înființată în anul 2007 de către un grup de preoți și mireni din protopopiatul Rădăuți. Încă de la început au fost stabilite câteva obiective de care această corală ține cont la fiecare prezentare în fața publicului. Promovarea muzicii corale ortodoxe românești, încurajarea cântării bisericești prin înființarea de coruri, majoritatea membrilor coralei au înființat și conduc la rândul lor câte un cor în fiecare parohie și implicarea în activități cultural-misionare. Corala este inițiatoarea unor diverse activități culturale adresate tinerilor, ce vin ca inițiativă din partea bisericii, în colaborare cu școala și alte instituții. De la înființare și până în prezent, această corală din protopopiatul Rădăuți a participat la mai multe concerte și festivaluri de muzică ortodoxă, atât din țară cât și din străinătate, unde a reprezentat cu succes țara noastră și Biserica Ortodoxă Română. Amintim aici Festivalul de Muzică Bisericească Buna Vestire de la Fundul Moldovei, unde, în anul 2014, corala a obținut trofeul festivalului. Festivalul Internațional de Muzică Bisericească de la Hainovca, Polonia, din anul 2012 și Festivalul Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă de la Grodno, Belarus, din anul 2012 și 2014, la ambele festivaluri, corala a obținut atunci premiul întâi la secțiunea Corul de Preoți și Corul ale Instituțiilor de Învățământ Teologic, iar dirijorul Ovidiu Foca a primit premiul special al jurului pentru cel mai bun dirijor din festival. Corala a reprezentat România la Festivalul Internațional de Muzică Religioasă Here We Pray, care s-a desfășurat la Sfânta Caterina, Muntele Sinai, Egipt. Alături de membrii coralei, în această seară, este și duoul pianistic format din Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, cu o vastă activitate în domeniul muzical, inițiatori a numeroase festivaluri de muzică clasică, amintim aici Sommerfest Rădăuți, ajuns la ediția 8-a și Clavier Duo Art, singurul festival de pian la 4 mâini din țară, care se desfășoară la Rădăuți. Desigur, măestria de care dau dovadă este vizibilă în nenumărate concerte susținute pe mari scene de spectacol, atât din țară cât și din străinătate. Împreună vor interpreta în această seară următoarele colinde: Triptic, Pace pe Pământ, Legănelul lui Iisus, Noapte de Crăciun, Sculați gazde nedormiți și Bună dimineața la Moș Ajun. Dirijor Ovidiu Foca. Corala Bărbătească Ortodoxă Sfântul Ioanice din Rădăuți.
Thank you.
sâmbătoare zi, urele zi, să spânteze tâmpioare zi, urele zi. Zi, urele zi, zi, urele tâmpioare, n-au vândat zi, urele zi, și-au vândat în tâmpioare zi, urele zi. Să-l facă mântierea lui, zi, urele zi, deci pentru o s-o Oh,
și noi odată, a venit și noi odată, a venit și noi odată, a venit și
e vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea nașterii Mântuitorului Iisus cuprinde sufletele și ne încălzește. În ziua sfântă de Crăciun, să păstrăm gândurile bune și frumusețea sufletului ce strălucește în fiecare dintre noi. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră deosebită din această seară și vă dorim sărbători binecuvântate.